sunt eu. Uite-te în oglindă, maimuța dracului. Cine mă proastă? Că cine sunt eu? Dar i-am zis bine, s-a auzit și maimuța dracului. Frumos, elegant, delicat. Marian, să vii, îl bag în pișdă. Da, mă, și telefonul meu unde e? Îl bag în masa de handicapat. Hai mai repede, imbecilul dracului! Mă sună pe telefonul meu, da? Arbiter mare în mișiune, nu pot dialoga cu nimeni. Chiar baia, dracul de dobitoc! Adu telefonul în pis, da mă, și încoace! Bă, te-ai născut chiar așa de imbecil, mă! Adu telefonul, fa cretinule! Adu-n pis, da, deschide-l! Da. Hai mai așa, mă. Este handicapat. Să se ducă, să se trateze. Nu-i place munca, îi place pomana. Spală-te la stropitoare, spală-te la stăvilarul Ciurel, la Dâmbovița, dar la ușa noastră să nu te mai prindem. Călătorie sprâncenată. Ducă-te pe pustii. V-ați făcut planuri cu ea să o ajutați să facă ceva în viața asta, nu? Mă fac să și râd. Nu-i place munca, fetii. Poate s-a dus pe linia de centură. Păi am fost ieri. Poate s-a obișnuit acolo Ștefania și o trage asa la acea mesă. De fapt, ea pare sănătoasă, dar ea are o jumătate de litru de sânge stricat. Și în virtutea circulației sângelui, când acea porțiune ajunge la ceea ce ia într-un moment de optimism, numește creier, pentru că nu poate fi vorba de creier, o apucă pandaliile, săsuie pe garduri, face ca toți dracii, face bau, sperie bătrânii după burlan, oare ce căuta lângă mine. Hai, Cărel Poteca, să mai rămână că ți-am botezat eu.